În jurul orei 17:40, un apel la 112 anunța un incendiu de proporții la subsolul Policlinicii 23 August din municipiu. În câteva minute, pe poarta Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ieșeau 5 autospeciale cu apă și spumă. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că incendiul nu se manifesta violent, astfel încât s-a intervenit cu o singură autospecială. Intervenția pompierilor nu a fost complicată și nu a durat mai mult de 10 minute. La fața locului au fost concentrate 5 autospeciale în primă fază. În momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta la subsolul clădirii, la deșeuri menajere, circa 100 de kilograme. În final, degajarea de fum nu a afectat cabinetele sau funcționarea în clădire a activității. În final s-a acționat cu o singură autospecială fără a fi probleme. În urma primelor cercetări a reieșit că au ars circa 100 de kilograme de deșeuri compuse din cartoane și haine ce ar aparține unui om al străzii care se adăpostea în subsolul unității medicale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu s-au înregistrat pagube materiale. În schimb, angajații și pacienții s-au ales cu o sperietură. Deocamdată nu este cunoscută cauza exactă a incendiului. Oamenii legii vor demara cercetările pentru a stabili dacă focul a fost pus intenționat sau a fost vorba despre neglijență.